Eu nu pot să mă uit la așa ceva, Oana, că am o vârstă. Întoarce-te și așa și puțin. Îmi crapă inima. E bine. Oana! E foarte bine! De ce să nu spune dacă e bine? Aduceți pastilele de inimă! Dacă e bine, de ce să nu spune? Aoleo! Băi, și nu-mi luați... Mulțumim, Bia, l-omorâm pe o cafea. Dar cum, Tomasă, nu-mi iau tratamentul la mine? Gata, mulțumim! Deci cum doar astăzi să nu-mi iau tratamentul? Compari vreodată iubiții între ei? Unul compensează cu ceva, unul cu altceva. Cum trebuie să fie un bărbat ca să fie cu Bia Khalifa? Ce fel de artist este iubitul tău acum, spre exemplu, din prezent? Spune-mi dacă îți plac băieții răi. Sex worker. Sex worker. Okay. Orice e legat de sex. Eu sunt prima fată cu OnlyFans din România. Okay. Că citisem undeva că ai făcut de 10 ori sex într-o zi. Poate un număr durează 2 ore. Aia, da. Adică... Da. Poftim? Nu să n-aibă. Păi poate n-are și... Cea mai frumoasă păsărică din România. Hello. Dragii mei, frumoșilor și frumoaselor, avem o invitată extrem de specială astăzi, pe care o vom descoase și vom afla multe lucruri despre ea și vom afla dacă ne minte sau nu, pentru că este un personaj extrem, extrem de controversat. Bia Khalifa, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce faci? Foarte bine, voi ce faceți? Ne bucurăm să te avem invitată în această zi. Vă cred! Noi, ce prin curtea școlii, pe aici. Foarte bine, mă aflu cu o femeie superbă lângă mine și cu un bărbat care pare... Nu e la fel de superb, dar... Nu, el e bărbat, e gen whatever, gen nu contează. Deci femeile trebuie să fie frumoase, bărbați trebuie să aibă bani și atât. Ceea ce nu m-am imerit, asta e. Dar el e... E bine cum gândește. E un suflet bun, Bia, el e și el un om bun, înțelegi? Exact, dar noi... Dar înainte să începem, vreau să te ridici și să ne arăți rochia ta, pentru că este absolut superbă. Așa cum poți, sunt lungi astea, deci astea sunt lungi. Te-a cablat octav bine. Vreau să ne arăți rochia ta, pentru că este absolut superbă. Wow. Eu nu pot să mă uit la așa ceva, Oana, că am o vârstă. Întoarce-te și așa și puțin. Îmi crapă inima. E bine. Oana! E foarte bine! De ce să nu spune dacă e bine? Aduceți pastilele de inimă! Dacă e bine, de ce să nu spune? Băi, și nu-mi luați... Mulțumim, Bia, l-omorâm pe o cafea. Dar cum, Tomasă, nu-mi iau tratamentul la mine? Gata, mulțumim! Deci cum doar astăzi să nu iau și tratamentul? Deci nu există. Draga noastră, noi avem un set de întrebări pentru tine. Unele mai picante, altele mai puțin picante, unele exagerate de picante. Sunt pregătită pentru absolut orice întrebare. Trebuie să răspunzi cu da sau nu. Și noi aflăm dacă tu ne minți sau nu. Este bine? Ok, perfect. Prima întrebare. Îi place picantul. Ok. E clar. Începem easy sau așa? Începem mai... easy. Easy, ok. Este ceva la tine care ne-ar surprinde să aflăm? Da. Da. Cum da. Ar fi? Nu sunt chiar așa cum crede lumea, că în fiecare zi mă culc cu un bărbat diferit și foarte des, gen, la modul... Am un singur partener, adică sunt mai multe chestii normal de aflat, dar asta e... Cumva oamenii și-au crede despre tine o imagine care nu este reală. Asta este imaginea pe care eu am vrut să o creez, pentru că asta mă aduce mie beneficiul. Adică controversa. Ceea ce fac, exact, în jobul meu, până la urmă. Foarte bine. Este ceva pentru care nu ai face niciodată un compromis? Nu știu. Dacă îmi dai un exemplu, probabil... Nu știu, spre exemplu, dacă ți-ar spune cineva, mă, uite, ca să ajungi nu știu ce în viața asta, să-ți îndeplinești tu cea mai mare dorință sau în carieră, să ajungi tu într-un punct culminant, trebuie să faci ceva ce nu ai vrea să faci niciodată. Ai face-o doar pentru ca să ajungi... Nu știu de ce ți-am răspuns cu nu știu, pentru că am făcut atâtea compromisuri, mereu fac compromisuri, adică compromisurile sunt necesare în viață. Deci ai face mereu compromisul dacă deci, ar fi nevoie. Da. Compromisurile sunt necesare. Deci nu mint. Period. Compari vreodată iubiții între ei? Da. Da. Putem ști în ce sens? Eu sunt curios aici, chiar sunt curios. Depinde. Îi compar, nu știu, unul compensează cu ceva, unul cu altceva. Unul le are pe toate. Este cineva în viața ta acum? Ești cu cineva acum? Da. Minte?
Nu minte, culmea că nu minte. Hai să vorbim puțin despre el. Cum l-a ales? Cum trebuie să fie un bărbat ca să fie cu Bia Khalifa? Trebuie să fie un artist. Stai puțin, nu. Artist de care? În ce sens? Că poate să fim un artist în pat, poate să fie artist, poate fie, el așa. Nu, stai puțin, poate să fie cântăreț, poate să fie actor, poate să fie dansator. De toate. Să le aibă pe toate sau cum? Arta poate să fie, nu știu, e o ramură așa care... Ce fel de artist este iubitul tău acum, spre exemplu, din prezent? Este implicat oarecum în muzică. Da. Face graffiti. Ah, ce tare. Ok, da. Da, mă, da, ce mă tot ăsta pe mine. Da, Herbs. Da. Foarte este bun. Iubitul tău din momentul de față este Herbs. Da. De cât Herbs timp sunteți? Este iubitul meu de mult timp. Nu mai știu de cât timp. Nu contează. Mai contează? Nu, corect. Dacă sunteți fericiți că și... Că nu gen ne-am cunoscut într-o zi și de atunci am fost împreună sau chestii. Da, suntem împreună, suntem foarte fericiți. Dar știu că ați fost, la un moment dat ați fost certați, v-ați despărțit și v-ați certat, v-ați împăcat sau... A fost o mică ceartă, dar nu, gen... Nesemnificativă. Nesemnificativă, da. Vreau a fost efectiv dacă... o persoană nesemnificativă și pentru mine și pentru el. Stai așa. Whatever. A fost de sex masculin sau feminin? Această persoană nesemnificativă. Păi... Stai puțin, că nu... Adică te-a înșelat? L-ai prins că te înșală? Nu, a încercat... nu știu ce a încercat cu fosta lui, cu una care nu îl lasă în pace de vreo 2 ani, ceva de genul. Okay. Oricum și familia lui spune că gen să îl lase în pace. Și a tot insistat gen să fie... Da. Și nu a intervenit tu, adică să-i spui, măi, uite, noi acum suntem împreună, suntem fericiți? Nu, doamne, cum să fac asta? What the fuck? Eu? Doamne, ea nu merită să schimbe niciun cuvânt cu mine. Adică, efectiv, nu am ce să spun. Am înțeles. Spune-mi dacă îți plac băieții răi. Da. Zici da. Adevărul da. În minte. Da. Dar, da. Îți place ca băieții să fie și bogați? Da, de ce nu? Adică... Adică e importantă situația financiară a partenerului tău? Te întreb altfel. Ai sta cu un bărbat care câștigă mai puțin bani decât tine? Eu am spus asta pe rețelele de socializare, că n-aș sta cu un bărbat care nu ar face gen bani, măcar cât fac eu. Uh-huh. Dar, sincer, s-a schimbat puțin situația și cred că faci prea mulți bani, tu, cred că da. Și da. E greu să facă. Acum, eu cred că dacă prea mulți bani și nu știu. Da, rămâneai singură altfel, deci da, nu știu. Efectiv, rămâneam singură. Pe asta zic că singură, e important să găsești pe cineva pe care, dacă vezi că este muncitor și că vrea să facă ceva în viață, mă gândesc că poți să-i dai o șansă. Da. Bun. Bineînțeles. Și să o iubească, bănuiesc. În mod evident. Să mă prețuiască, să te aprecieze. Hai să mă aprecieze. Hai să... Spune, ce vrei să spui? Și să... Păi da, normal. Da, bine. Adică să fie... Foarte bine. Da. Am înțeles. Pentru mine e foarte important. Ce? Foarte bine, e foarte corect. Am înțeles. Period, nu? Da. Pot să vă întreb acum eu, că voi puneți întrebările mie. Poți, vedeți ce scrie pe gâtul meu? Sexy. Sex worker. Sex worker. Okay? Sex worker, okay. Da. Ok, perfect. Ce înseamnă? Sex worker. Mă, dar lasă-l pe ea să ne explice. Sex worker înseamnă orice e legat de sex. Dar ți-a întâmplat vreodată să fii judecată din cauza asta? A, da, normal. Da, eu am dat trendul la fetele. Eu sunt prima fată cu OnlyFans din România. Okay. O să spun mereu, o să repet mereu. Mi-am luat atâta hate de... Nu vă imaginați, nu vă puteți imagina. Îmi iau foarte mult hate că, efectiv, gen... Na, și dacă am partener, și dacă n-am, și dacă... Orice, gen orice situație aș avea, eu tot, nu că îl înșel. Dar iubitul tău este gelos că tu, nu știu, că te văd și alți băieți în afară de el, să zicem, pe OnlyFans sau, mă rog, este gelos? Nu este gelos, pentru că
e jobul meu, adică aș... Adică l-a știut de la bun început că te ocupi cu asta și i-ai spus clar că tu nu vrei să renunți, mă gândesc. Dar nu e o chestie pe care a trebuit să-i o spun. Sunt persoană publică până la urmă. Da, 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 vrem, nu vrem, da, 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 să acceptăm. Clar. Și, na, și nu e da, o chestie. Uite, te întreb așa, ți s-a întâmplat, pentru că ești o fată foarte frumoasă, ți s-a întâmplat că, asemenea. Ți s-a întâmplat ca familia, familia iubitului tău să așa. Aibă... vreodată ceva de spus la, la adresa ta în sensul ăsta, mă, uite, ea face OnlyFans sau uite, ea se dezbracă. Ți s-a întâmplat să ți se spună chestiile astea? Nu. Minte? O iubesc pe Cici. Nu minte. Cici e cum nata mea. O iubesc din toată inima. Și nu sunt obligat să facă gen... Eu nu înțeleg lumea care judecă. Ea, de exemplu, e la medicină. A terminat, cred că a terminat, că nu mai știu... Anul ăsta, vara asta, terminat, I don't remember, nu mai știu, nu mai țin minte. Noi nici atât medicină, că nu, da. În fine. Okay. Și toată familia mea e, are ceva gen, ba, e unul la drept, ba, unul nu știu ce, eu sunt singura care fac OnlyFans. Și oricum, nu contează ceea ce facem, contează să fim ceea ce, cei mai buni în ceea ce facem. Da. Asta zic eu, asta cred eu. Da? Asta e un motto bun. Că... fac OnlyFans. Deci important este să dai silința ca absolut tot ceea ce faci, nu contează că ești stripper, că ești măturător, că ești dansator, că ești sex worker. Exact, este important să faci cel mai bine și să dai silința. Da. Te-ai gândit să te căsătorești cu el? Ai vrea? Sau ai vrea să te căsătorești vreodată? Știi care e faza? Amândoi suntem locos. Și e foarte bine. Deci eu nu știu ce să... cred că la nunta noastră o să o facem în Amsterdam, o să fie weed peste tot. Gen, efectiv, o să fie toată lumea... High? Da, deci nu știu. Nu știu cum să-mi imaginez nunta noastră. Dar ai vrea să existe? De ce nu? Adică cine nu și-ar dori asta? Deci da, uite, da. Ce tare. Okay. Dar ți-ai dori să ai un copil, Bia? Da. Cu ochii albaștri. Da. Îi are și el. Ce tare. Da. Foarte tare. Și când vă puneți pe treabă pentru un copil? Păi, chiar înainte să vină... Aici? Da. Ați exersat un pic da, pentru... Pic, da, da, mm-hmm. Pentru că eu am nevoie dimineața de doza mea de fericire. De... Deci, practic, în fiecare dimineață... Păi, așa mă trezește pe mine. Deci nu pe cafea și fulgi da, da, câteodată mi se pare ca la servici, adică săracul poate într-o zi n-are și el modul, ce face? Poftim? Cum să n-aibă? Păi poate n-are și... Cea mai frumoasă păsărică din România, hello! Păi, te înțeleg, dar știi cum e în viață, că până și de opere de artă s-au mai plictisit oamenii, le mai dau, le mai schimbă, le mai alea și au alt tablou. Lasă că nu... Nu? Are ea farmecul, știe ea cum să ții la situația fierbinte. Mă mai trezesc și eu pe el câteodată, mă mai trezesc eu înaintea lui, lasă. Așa. Locuiți singuri? Da. Adică nu cu familia ta sau cu familia lui? Nu. Am, pe de-asta eram curioasă să știu diminețile. Dacă-s loco... Dacă-s loco, da. Spuneai că așa te trezești dimineața. De câte ori pe zi ai făcut cel mai mult, că citisem undeva că ai făcut de 10 ori sex într-o zi? Doamne, ferește! Unde? Pot să știu? Cred că pe net. Oh my God! Nu. Nu, păi și așa maxim? Deci înseamnă că sunt tot chestii care s-au speculat despre tine. Da, sunt foarte multe chestii care se speculează despre mine. Și uite foarte bine că își spune adevărul și că aflăm... Cred că corpul, fizic, o femeie și un bărbat n-ar rezista. Eu eram curios cine e bărbatul ăla de a reușit cu tine de 10 ore, adică de aia, că eram curios dacă doar cu unul. Nu. Era un zvon pe internet și chiar voiam să-l confirmăm sau să-l infirmăm cu tine. Și nu. Cât a fost cel mai mult atunci, într-o zi, cam de câte ori așa? Acum depinde dacă... Dacă e la început? Nu, depinde și că poate un număr durează 2 ore. Adică, știi ce zic? Da. Știu, deci... Bine, știu ce zici din cărți, că eu de 2 ore nu mai știu de asta, adică doar am citit despre lucrurile astea. Băi, acum sunt mulțumită, sincer. Doamne ajută. Sincer, momentan. Da. Sunt la okay, mine, mana. Da, apropo de treaba cu iubitul, hai să intrăm într-o zonă care nouă ne place foarte mult. E o zonă... Da. Fii atentă, Bia, tu ești o femeie foarte mișto, foarte sexy.
Ți se întâmplă vreodată să verifici telefonul iubitului tău? Niciodată în viața mea. Nu pot să cred. Niciodată, nu mă interesează, nu, nu. Deci tu nu vrei niciodată să vezi cu cine asta. Vorbește? De niciodată ce nu am făcut asta, nu. Nu, nu mă interesează, nu. Da, l-ai prins vreodată că te înșală? În sensul să miroși tu ceva, bă, iubire, mă duc până la nu știu unde și de fapt ți se pare suspect ție. Nu. Nu, 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 pentru că nu. Nu, nu, e prea... Deci deja întrebarea asta mi se pare... Îmi dă o stare de anxietate, prea toxic, nu. What the fuck? Eu deci efectiv nu. Nu, efectiv... Deci nu le-ai urmărit niciodată pe iubitul tău în secret? Nu, eu efectiv... Doamne, eu efectiv îi aduc prietenele mele și ne facem trisom, ce... A, da? Da, pe mine nu mă înșală singur. Da, deci n-ar mai trebui să stai puțin. Da. Eu sunt bisexuală, mi-mi plac femeile. Am înțeles. Stai puțin. Și atunci e mai safe situația, că practic tu... Bineînțeles, bineînțeles, nici nu are nevoie, nici nu are... Ce chef să mai aibă când... Când tu îi prezinți-o tu pe ta. Pentru că ea controlează oricum mediul, adică zice... Da, eu sunt șefa, eu sunt șefa în relație. A, da? Da. Și el cum se împacă cu treaba asta? Mă, eu sunt șefa în relație la modul... partea de femeie. El e șeful la partea de bărbat, că și eu am feminitatea mea, scuze. Și energia mea feminină. Dar și el, ca bărbat, face niște chestii, adică, na. Mai schimb un bec, mai... Tu gătești bine? Da, gătesc foarte bine chiar. Sunt ardeleancă, ce? Ce zice, de dorminte? Nu prea gătește foarte bine, degeaba spunea. Ba da, gătesc foarte bine. Eu nu cred, cred că, eu cred că e amețit cu altceva pe bărbații din viața ta. Ce gătești cel mai bine? Paste. Ah, foarte tare. Bolognese și sosul e făcut de mine. A, deci nu-l cumperi? Nu, nu. Vreau să discutăm un pic despre muzică și să ajung într-un subiect care pe mine mă interesează. S-a zvonit că ai avut o relație cu Sișu. Așa. Este adevărat? Nu. Bă. A mințit, bă, frate. Părintează ceva. Ăsta aici vibrează astea. E adevărul acum că toți să le dăm la... pe acord fin. Ai mințit. Ai mințit. Deci te-am prins deci cu fofârlica. Deci hai să bine. Ia zi. Da, da, am avut. Da. Deci ați avut o relație? O relație. A fost o relație, adică o noapte, sau a fost o relație de lungă durată cu mai multe nopți și zile? Bă. Băi. Păi bă, nu știu. Nu știu de ce, bă, eu mă întrebam pe mine acum, deci, cu o relație într-o zi nu prea poți să o numesc relație. Stai puțin. Mai stai puțin, dar o relație, da, mă refer că au făcut amor. Da, păi a okay. fost. Ok. Eu nu, deci, în primul rând, da, eu nu fac sex, eu fac dragoste. Da, da, da. Aia e bine, deci. Ok, deci ați făcut doar dragoste sau ați avut o relație la modul relație? De ce mă forțați? Hai mă, Bia, zine ce vrei tu așa, cât un pic, nu știu. Fii sinceră. Cât poți tu? M-a făcut bine rău de tot, atâta pot să spun, that's it. Sișu, îmi pare foarte rău, o să te caute toate femeile, aia e. M-ați întrebat, ați vrut un răspuns, da? Da, e bun. Da, 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 da. Și-l ducem. V-a acum asta e, ne-a schimbat sumat o persoană cu... Da. Aș știut că o chemați pe Bia Khalifa. Da, bineînțeles. Da. Acum ce să facem, unii suferim în tăcere. Sigur că da. Acum exact. Sunt foarte fericită eu. Exact. Gen, dacă tu ești fericită cu tine și ești împlinită cu ceea ce faci, nu mi se pare nimic greșit în a-ți asuma treaba asta. Însă, crezi în ce? Că... În ce treaba? Nu, mi se pare că ești foarte asumată și că ești foarte bine cu tine. Da, am început să fiu asumată de când am văzut că, sincer, efectiv, nu mă ajută cu nimic să... Să nu fii asumată. Da, pentru că sufăr, gen, efectiv, sufeream în draci. Acum nu mai sufăr. Pentru că oamenii te judecau, sau de ce? Mă judecau și mă afecta și pe soră mea scriau pe Instagram. Sora ta cu ce se ocupă? Sora mea, ea are o agenție de turism. Super. În St. George's Bay, la mine în oraș, da, în natal. Și se ocupă și ea de management pe OnlyFans-ul meu. Foarte bine. Anumite chestii, mă rog, avem o agenție pe care am făcut-o eu cu ea împreună. Bine. Din păcate, contul meu bia legit de Instagram e închis. De ce? Acum, dacă... Nu știu, sunt răutăți oameni care închid contul și
după acel bani să mi-l deschidă. Mm-hmm. Adică tu ți-ai luat la revedere de la contul da. Ăsta. Acum am alt cont, dacă pot da, să spun. Sigur. Bia legit pe Insta, efectiv ăsta username-ul. Mm-hmm. Bia legit pe Insta și pe TikTok și pe și pe Instagram și pe Twitter a rămas tot Bia legit. Bia legit pe Twitter n-o să se șteargă pentru că acolo na, e, da, da, da. E accesibil să cu nuditatea e mai, da, 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 da. E mai da. Ok. Eu vreau să te întreb așa, crezi că ești genul de fată care poate fi prezentată părinților? Da. Da. Ea dacă, crede, spre exemplu, da. Să zicem că Herbs ar fi avut așa o familie din asta foarte de modă veche, să zicem. Să da, ne imaginăm. Păi așa are, da. Mam. Are o familie, eu în primul rând provin din familie de pocăiți. O, Doamne. Da. Și Herbs e foarte credincios. Herbs are un loc în sufletul meu foarte special. De ce e atât de special în sufletul tău? El m-a ajutat foarte mult cu... A fost foarte mult prezent și e prezent aproape zilnic în viața mea. Gen, vorbim în fiecare zi și efectiv vorbim despre probleme. El m-a ajutat să mă las de pastile, luam pastile la un moment dat. Ce fel de pastile luai? Pastile de... Antidepresive sau ce? Da, gen, da. Adică un fel de opioide, să înțeleg. Da. Abuzam, da. Abuzai. Te simțeai în depresie, te simțeai tristă, te simțeai... Mă simțeam pierdută, pentru că la un moment dat, nu știu, că și acum mă gândesc câteodată, măi, am bani, ok, am tot ce vreau, și ce să mai fac, gen, câteodată, nu știu, doar relația mea cu Herbs acum mă face fericită și sora mea și frații mei și familia, dar gen câteodată mă gândesc, păi, toată viața mi-am dorit de când eram mică să ajungă Barbie, să fiu blondă, mă uitam, aveam o păpușă Barbie, o pieptânam, o tundeam, aveam părul blond. Ai fost norocoasă, n-am avut nicio păpușă și Barbie. Și am spus, am zis că vreau să fiu ca ea, să arăt ca ea și acum că arăt ca Barbie, nu știu, am tot ce vreau, zici că nu știu, parcă e... Ei, eu cred că dacă relația cu Herbs te face cea mai fericită, cred că de fapt ăsta e și scopul unei relații, ca persoana cu care te cuplezi, să fie vrea... centrul fericirii tale. Eu dacă aș vrea să fac un copil, aș face cu Herbs. Serios? Da, serios, foarte serios. Vorbesc foarte serios. Și eu de ce nu faceți un copil? Câți ani are el? Dublu vârstei mele. Păi tu câți ani ai? 21 de ani. Mulți înainte și el 42? Da. Ai de seamă cu soțul meu, mulți înainte. Da, mie îmi plac oamenii maturi. Păi da. Nu copiii ăștia. Eu cred că de fapt asta caută, femeile, siguranță, știi? Da. Nu, deci crede-mă, e atât de... E un om atât de mișto. Doamne, dar stai puțin, că nu trebuie să ne spui, pentru că mie mi se pare că un bărbat la 40 de ani e cel mai mișto. Da, jur, la 40 de ani, efectiv. Deci chiar mi se pare efectiv, că... Efectiv, prietena mea cea mai bună. De asta și de asta l-am ales pe soțul meu la 40 de ani, da. Pentru că este foarte mișto. Că prietena mea cea mai bună, Andreea Osiac, o cheamă. Da. Nu știe nimeni, e underground, de asta am spus numele. Să știți toată lumea cine e Andreea, pentru că toată lumea zice Andreea, că mereu spuneam pe story. Da. Ea mereu îmi spune, băi, Bia, bărbații cei mai frumoși sunt la 40 de ani. Ai observat? Da. Că ne uitam, chiar ne uitam, am cunoscut un tip acum recent, un tip mișto, și l-am căutat pe internet, că pana mea ne-a dat numele complet și am căutat să vedem. Băi, și l-am văzut cu 10 ani în urmă, ceva de genul, și l-am văzut și în realitate. Cu 10 ani în urmă avea 30 de ani. Da, 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 da. Sau 32 și acum în prezent are 40 ceva. Și chiar îmi spunea, băi, e bomba acum, uite cum arăta înainte, zici că era să moară Jaxana. Deci, da, deci practic se maturizează, deci, da, ca și femeile care la 30 ani mai bine decât la 20. Nu știu, e foarte, foarte sexy un bărbat să fie bărbat așa, nu știu. Dar apropo de sexy și de sex, spune-mi să fie
gentleman, gen, dar nu... Să aibă grijă de tine, să te protejeze, să... Da, dar nu cum zice lumea că lache, gen, că știți că e termenul ăsta foarte urât, lache, lache, sclav sau de-astea. Nu, gentleman. Gen, lumea crede că dacă primesc un cadou așa scump, mamă, cine știi cât să... Nu, pentru ei, că sunt oameni care fac niște bani pe care eu probabil nu o să-i fac în curând sau, mă rog, niciodată, pentru ei e ca o floare. Ați înțeles? Adică încerc să compar gestul. Ați înțeles? Da, eu am înțeles. Pe deci mine pentru ei e un gest, așa. Eu mă gândesc că pe mine clar nu m-a plăcut lumea, da, spune ea, dacă n-am primit și eu Birkins și de asta e clar că nu... Eu altceva vreau să te întreb, vreau să întreb ea. S-a întâmplat vreodată să... Te căsăși. S-a întâmplat vreodată să... Fie violent cu tine un bărbat după ce a, nu știu, a ajuns să fie în patul tău, în viața ta? Da. Cred că orice femeie a pățit asta. Da. Și ai tolerat violența fizică? Sau nu, bineînțeles, bineînțeles. Dar nimeni nu ar trebui să tolereze violența fizică, psihică, verbală, orice tip de violență și abuzuri și... Atâtea victime sunt în România asta, jur că eu am vorbit pe Instagram când aveam contul mare deschis. Îmi vine să plâng că puii mei, am lucrat atât de mult pentru contul ăsta și am pierdut atâtea conturi. Și când am povestit despre asta, mi-au scris femei adolescente și nici măcar cred că adolescente. Deci eu când vedeam poze și femei și cu copii, că vedeam că intram pe profilul lor povești lungi în privat și m-a apucat plânsul, gen. Eu nu pot să cred că, nu știu, nu, femeile... Dacă, spre exemplu, Erbs ar avea o ieșire de genul ăsta într-o seară și te-ar lovi. Nu te-ai despărțit de el? Nu există, Erbs nu e om. Bine, prin absurd. Nu există nici gândul. Te-ai despărțit de el? Dacă ar lua o razna de mâine, Doamne ferește, și ar fi violent. Dar nici măcar nici nu mă pot gândi la chestia asta. Nu. Nu știu, da, m-aș despărți de oricine mi-ar face chestia asta, da. S-a întâmplat. Dar la Erz, nu mă aștept niciodată să facă chestia asta. Ce face iubitul tău acum? Unde este el acum? El acasă, doarme. Deci dacă îl sunăm, e acasă? Da. Acasă la tine? Da, la mine. Bă, tu tot cu de-astea, tot cu urmăririle, bățul prin gar, cu spionatul, tot cu cursurile tale de master. Da, ce-o face? Păi dacă ea duce pe tavă, ce ai mai vrea să faci? Că să moră omul ăla e în rai. Da. Pe cuvântul meu, dacă nu, deci stă el așa, ce asta e, să vedem ce primim. Mulți mai arde de umblătură. Chiar încerc să-l fac să se simtă ca un rege, pentru că și el mă face să mă simt ca o regină, ce sunt. Și relația este perfectă pentru că nu sunt toxică, el nu este toxic. Cum ai spus la început cu control telefoane. Atât spionajul. Da. Niciodată în viața asta, eu dacă vreau să te înșel, te înșel. Ai înțeles? Exact. Dacă vreau, te înșel. Da. Nu-mi pasă. Te opresc un om pe drum, hello, vreau să ne oprim aici într-o scară sau ceva. Și nu afli niciodată, pentru că omul poate... Nu mai vezi în viața ta. Deci, efectiv, poți să înșeli. Dacă vrei, poți să înșeli. Asta e evident pentru toată lumea. Da. Deci, uite, să mergem pe credere în relație. Bineînțeles. Dar mai vreau să te întreb eu o chestie. Tu spui că oricum nu agrezi și bănuiesc că nicio femeie nu agrează violență și asta, spre exemplu, ba da, tu... sunt femei. Sunt, da? Păi asta vreau să te întreb. Tu ai făcut ceva de genul BDSM, chestii de genul ăsta vreodată în viață? Da. Da. Ai făcut? Nu știu la BDSM. Ei, lasă pentru bătrânii care n-au primit premium gratis de la în timpul pandemiei. Da, sunt veche rău. Sunt veche rău. Da. Deci ai făcut, da? Da. Da. Deci nu minte. Și îți place de... Cum, care e preferatul tău când faci sex? E pe tandru sau pe... Eu fac dragoste, nu dragoste. Sex, am spus. Tandru? Dar să spune și mie ce înseamnă BDSM, că eu nu știu. Mi-e place așa, stai puțin să le luăm. Da. Tandru sau paraf? Mie îmi place așa, să fie finuț, să fie ușor, să fie... Am înțeles. Așa și gen, nu știu, da, să mai fie și momente când dă mai tare, așa, mai da. Așa, dar gen, nu doar așa, că mă plictisești, ce faci, ce...
Am înțeles. Nu, ta se întreabă pentru el că vrea să mai înveți. Nu, mă, nu, că eu vreau să mai învăț lucruri, exact. Of, Doamne. Da. Of, Doamne. Avem foarte multe de învățat. Octav, cred că da. Eu... Că mă tot întreabă lumea... Spune-mi. Dacă citesc cărți, care e ultima carte citită? Kamasutra. Tu? Da. Păi eu dorm cu ea, dar degeaba dorm cu ea, păi că da. nu mă aștept. Are rost să vă spun că nu știu ce carte e asta. Kamasutra? Da, nu știu. Frate, eu de aia cu, spune, cu poe, cu bagheta de jad, cu niște chestii, cu la-la-la, că ea nu vorbesc pe cum am vorbit noi la emisiune cu Bipur. Am pus în practică o poziție nouă și uite, am aici o vânătaie, că să moară Jaxana, dacă nu... E dificilă aia. E dificilă, da. Da. Pentru BDSM, dacă vrei ca să spun, este la Bondage Discipline Dominant Submissions. Deci este un sistem de ăsta. Te mai legi cu niște chestii, te mai ia un pic la corectat cu o nuielușă, te mai... Un fel de ce au încercat te de la... Deci, practic, să-mi dea un pumn, să mă lege cu capul de ziduri. Nu, nu chiar așa. Nu, nu, nu. Dar e în zona, uite cam cum a fost ăla cu 50 Shades of Grey, dar ce au încercat. N-am văzut, iertați-mă, n-am... E o mizerie ăla, dacă am pe acolo, se dorea să se ajungă. Bă, în timpul ăla, când, mă, până dimineața, când vă uitați la filme... Și eu ce crezi că? Eu stau și caut. Dar acum că ne-a spus, Bia, voi căuta să... Să caut și să vezi cum se face. A venit telefonul Bia. Bia, vreau să-l sun pe Herbs. Sper să ne răspundă, că altfel este show. Stați că am stat toată noaptea să... Și spui că noi am vorbit pe aici jumătate de BDSM-ul și... Toată noaptea? În afară de, mă rog. Zi. În afară de, mă rog? Nu, Kamasutra ați făcut, zi. Nu? Mi-e frică. Asta s-a făcut toată noaptea? Da, mi-am dat jos ochelarii să... Nu se vede că n-ai dormit. N-am dormit deloc. Nu, că aveau bună tăie și a zis că... Îl suni, te rog, pe Erf și dai pe speaker. Da. Ia. Dacă nu răspunde. E, atâi trebuie. Erf, sun, baby. Dacă nu răspunde. Da, doarme, normal. Ce dacă? Mi-a zis că doarme. Pe silent? Bă, când vede... Poate răspunde. Când vede cu deci spune. Nu, are telefonul pe silent. Dragilor, vă promit că vă ține la curent cine cum a răspuns. Până data viitoare, vă mulțumim, vă pupăm și aveți grijă de voi. Și plecăm acasă, că nouă... Mi s-a făcut somn. Am murit. Să aveți... O săptămână mișto. Hai pa! Bye, bitches!